Dacă nu apucăm noi să plecăm într-o vacanță prea curând, nu înseamnă că nu ne putem distra acasă sau aici la noi în platou la frumoasa emisiune. Dael Damșa ne propune un joc interesant de atenție și cultură muzicală. Dael, bine ai venit! Bine v-am găsit! Salut! Da. Ce mai faci? Bine, puțin pe la voi cu o ghicitoare muzicală. Ce frumos! E foarte urmărit de el pe TikTok. Da. Recunosc, nici eu nu ghicesc întotdeauna piesele pe care le cântă. Spune-mi, te rog, ești pregătit să-l testăm împreună pe Covilico? Sigur că da. Pe mine mă testați astăzi? Da. Dar fii atent. Da. Nu trebuie decât să fii atent la ceea ce cântă Dael. Așa, da. Și să încerci să ghicești melodia. Da. E foarte simplu. Ok, bine, dar eu vă anunț că nu am cultură, îmi pare rău, dar... Nu ai cultură? Am avut una de porumb, dar a fost secet anul trecut și nu s-a făcut. Hai să vedem. Nu o să fie neapărat, în limba în care sunt piese originale, dar o să-ți dai tu seama din versuri și din... Nu știu acum, dacă sunt piese cunoscute, poate... Eu zic că sunt foarte cunoscute. Ia. Să începem. Ghiciți și voi. Hello, hello, I just got to say hello, hello, I love you in every single way. Hello, hello, don't hang up the phone, 'cause I miss you, baby, and I'm all alone. Alo, alo, te-am sunat să spun că te urăsc ca un nebun. Lipsește puțin ala. Da. Așa cultură. Hai să vedem acum. Yeah. All the diamonds in the world, I will buy it all for you, 'cause you deserve to be the one who will be loved by me. All the diamonds in the world, I will buy it all for you. Pentru că le meriți. Toate diamantele aia cu diamantele, da, cu aia, toate diamantele, toate, nu știu ce. Ce ați făcut? Trebuia să fie imediat, ghiceam nimic. Asta era. Măi, ce faci, ce muzică ascultă o mașină aia. Te pricepi, să știi. De ce s-a întâmplat? Domne, cultura de masă m-a preocupat. Da. Bravo, dar mi se pare foarte genial tare, da, cum foarte le genial, interesez. Da. Până acum te descurci foarte bine. Vezi că e o melodicitate foarte bună zic, acolo. Da, m-am gândit să sparg practic barierele dintre stilurile de muzică. Asta a fost ideea și că muzica nu are graniță. Linia melodică e senzațională și versurile, uite, cântate într-o manieră. E doar o prejudecată. Muzica nu are graniță. Exact. Poate fi... Ok, hai să vedem următoarea dacă te prinzi. If it's not me, then who will be? The one who lives his life for free. I will die for you, I lose control. You know how to treat me right. You bring me up without a fight. Beautiful girl, you are in my soul. I love you just the way nobody ever did. You are so bright, I think you are a shining star. My heart is beating hard, I'm feeling like a kid. Not even death itself can rip our love and take us far. Nu știu, asta nu dau seama. Ceva cu te iubesc și noaptea și ziua sau ceva, dar trebuie să... Nu e aia, nu? Așa sunt. Nu? Nu e. Ai nevoie și de bala în spate, de chitară. Dacă nu e o atunci. Nu dau seama, de asta. Ia, ce melodie era? Nu, chiar nu. Eu te iubesc cum n-am iubit pe nimeni. Tu strălucești în viața mea. Chiar totuși n-am doctorat un... N-ai ghicit una, atât. Ia, mai ai una? Acum mai multe chiar. Ia, hai că asta că-mi place. Ana, vină cu ace. Dar de ce e acolo? Stai și eu pe aici. Tu e acolo, da. Te-ai băgat la solist. Vezi, când ai codiță prinsă sus. Asta e puțin mai simplă, adică eu zic că o să o vedeți. Așa, ia. I will sacrifice my days just to be one night with you. Aș da zile de la mine ca să fiu o zi cu cacea, nu știu ce. Da. Bravo, Maica! Da. Ia-ți-o, my baby. I won't sacrifice my day. Atât, Cove, lasă-mă să te-am. Just to be one night with you. Oh, ce frumos. You know I love
love you like I'm crazy. And my heart's in pain, my baby. Băi, cum asta extraordinar. Aprindeți niște lumină. Extraordinar, dar cât de bine sună. Aș da zile de la mine. Bine, bine. De la noi. Aș da zile de la mine. Atât. That's a classic. Oh! E deja evergreen piesa asta. Evergreen? Asta chiar e evergreen. Clar. Hai să încercăm, Daniel, să facem și alte stiluri. Se poate? Altfel de... putem să facem și altceva? Aș mai avea o piesă. Că pe el pe partea asta văd că e cam expert. Dar... ca să fiu... Bă, nu, dar astea tot... Da, nu puțin, te suparafrate, nu te... Ai jucat jocul ăsta, nu te suparafrate, nu. Stați-mă puțin, băi, deci dacă ești român și nu ești expert în așa ceva... După ora 3, într-adevăr, toți. Ia, atențiune, atențiune! Și publicul? Hai! Asta e piesă foarte grea, nu știu că o să mă prindeți. Ca la Neversea, ia! Facem un intro frumos. Intro. Încă nu. Încă mai nu. Așteptați puțin. Așteptăm. Da, balanțe. And I miss all the love. When the storm's getting closer. We're never over. In my mind you are still here. And I miss all the love. De furtuna. Never say goodbye. You just left me by myself. Da, ba, da, ba, da, ba, da, ba, ba. Cum e, mă? Cum e? Care e melodia? Că și... da, bravo. Asta, mă. Cine cântă, mă, piesa asta? Cine cântă, mă? Mă! Piesa asta. Aș fi vrut să te pup, dar... Da. Cine cântă, mă, hitul ăsta? Nu știu, bravo, nu. Bravo, bravo. Bravo, Anișca, bravo, dați play. Ia uite-o. Bravo. Trebuia să o pui și pe aia cu Burning Fire, sau cum să zic. Care e Burning Fire? Mă, că am cântece. Am uitat, mulțumim foarte mult. Ok, bun, bravo, bravo, foarte bine, foarte bine, felicitări, faci un lucru extraordinar. Propun să mai antrenăm totuși puțin. Cum? Să ce anume? Ne înfructăm, da? Totuși din preparatele Anei. Stai că nu știam unde ne duce. Mai târziu, da. Mai târziu, să ne mai antrenăm și la muzică. Da. Dar nu oricum, ce alături de invitata noastră. Lorico, ce faci? Unde ne duci? Mi-am luat cu melancolia. Zici ce vrei, că nu înțeleg exact. Zici ce vrei. Mi-am amintit că eu sunt cântăreață. Da. Bravo, foarte bine. Îți mulțumim tare mult, Dael. Și te mai așteptăm pe la noi. Este un joc extrem de interesant. Și iată, s-a dovedit încă o dată că muzica nu trebuie să aibă niciun fel de bariere. Exact, așa. Perfect.